Noastră. Cum a fost acceptat de actorii care erau unul dintre multele motive pentru care eu iubesc Pistruiatul, infinite motive. Tatăl dumneavoastră din film seamănă foarte bine cu un unchi al meu, pe care îl iubesc foarte mult. A murit din păcate, da. Mama, tata, cred că știu despre cine e vorba. Cum v-au primit actorii? Așa cu mintea mea de copil de atunci, vreau să spun că eram înrăsfățat. Toată lumea avea grijă de mine. Nu aveam voie să pățesc ceva, adică să pățesc la modul să mă îmbolnăvesc, să cad, să mi se întâmple filmările ceva. Filmările depindeau de dumneavoastră. Exact, exact. O zi de filmare la vremea aia, din câte știu eu, costa 40.000 de lei pe vremea aia. Și vă dați seama ce ar fi însemnat o zi de filmare să nu se poate filma, că atunci era cu partidul, era plan, era... Cred că era ați complicat. Auzit întrebarea asta de un milion de ori, dar o pun pentru cei care nu știu. V-ați îmbogățit cu Pistruiatul? Sincer nu. Așa ca sumă poate să pară mult. Deci contractul a fost de 65.000 de lei. Da, zic bine, era exact valoarea unei Dacia. Unei Dacia, era 70.000 Dacia. Da, da, da. Și pentru faptul că... La duble, aici mai mi s-a dat niște bani, pentru că trebuia să tragem pentru actori 1 la 5, pentru calul 1 la 9, 1 la 10. Eu mergeam 1, 2, 1, 3 și s-a făcut foarte mare economie de peliculă care era adusă din import, Eastman Color, și era foarte important să nu se risipească pelicula asta aiurea. Și pentru economia asta mai mi-a dat 20.000 de lei. Deci, în total, 85.000. 85.000 de lei. Au fost bani, bine, să nu aveți impresia că au venit în cont cum se procedează acum. 5%, 10% pe etapă, când se termina filmarea și se făcea o anumită perioadă, considerau ei că trebuie să plătească. Deci au fost cu țărâita, efectiv. Era o foarte mare șansă că dumneavoastră lucrați cu unul dintre cei care au scris multă istorie în cinematografie, cu Sergiu Nicolaescu. O să vreau să văd niște imagini și cu Sergiu Nicolaescu, o să vorbim și despre calul. V-a ajutat în vreun fel întâlnirea cu el sau nu? Nu m-a ajutat deloc. Nu v-a îndrăgit Sergiu? Nu că nu m-a îndrăgit. După Pistruiatul, imediat am lucrat cu el, mi-a dat un rol mic, a făcut Nemuritorii, îl știți, un film super. Nu m-a ajutat la modul că nu-i reproșez Dumnezeu să-l odihnească și încerc să vorbesc mai puțin pentru că am făcut odată o declarație și m-a pus la zi toată lumea că am îndrăznit să spun că era un om dur. Era, pentru că dacă nu era dur și nu era exigent cu ceea ce făcea, nu ieșea ce trebuia să iasă. Și pentru faptul că mi-am permis să spun lucrul ăsta, m-au pus la zid că cum îmi permit eu, cine sunt eu, să-l critic și să aduc asemenea cu lucrurile. Dumneavoastră îți exact cum a fost. Exact, deci nu e de răutate. Deci, n-a dezvoltat o afinitate pentru dumneavoastră? Nu. El a ținut foarte tare la George Alexandru, care și el, din păcate, a murit. Un tânăr actor foarte bun, foarte bun. Pe el l-a iubit foarte mult, ca să spun așa. N-a existat film care l-a făcut să nu-i dea un rol. Eu de multe ori stau și mă gândesc și spun ce trebuia să fac, să mă duc, domnul Nicolaescu, vă rog frumos, dați-mi și mie un rol, atâta timp cât tu creezi un scenariu, te gândești la ceva. Ai anumite persoane, anumite actori pe care te gândești să iei în filmul tău. Eu încerc să înțeleg ce s-a întâmplat, nu vă spun ce ar fi trebuit să faceți sau nu. Dar, deci asta s-a întâmplat la 13 ani, da? Da, da. Aveați o popularitate uriașă, vă recunoștea probabil sincer, toată lumea, da, nu? Sincer, da. Vi s-a urcat la cap? Nu știu, din punctul pentru un copil la 13 ani să gestioneze așa un succes? Sincer să fiu, nu știu, poate uneori mai deraiam, ca să zic așa, dar nu, n-a fost ceva, să zic, domne, sunt o mare vedetă, să mă umflu în pene, ca să vorbesc așa mai pe românește. M-am considerat un tip normal și în toată perioada asta, de când am făcut Pistruiatul și până în prezent, niciodată n-am ținut drapelul în sus. Eu sunt ăla care am jucat, am făcut și am dres. Nu. N-am ținut steagul sus niciodată și chiar mi-am pus întrebarea de foarte multe ori, dacă n-ar fi fost șansa asta să joc în acest film, care ar fi fost destinul meu, drumul meu? De multe ori și prietenii pe care i-am sunt prieteni cu mine pentru că sunt Costel Băloiu Pistruiatul sau că sunt Costel, simplu.
Deci aici a fost întotdeauna... E o întrebare cum ar fi fost viața dumneavoastră. Dar acum când vă uitați în urmă, mai mult v-a ajutat pistruiatul sau mai mult v-a... Nu v-a ajutat? Nu m-a ajutat cu nimic, pentru că am avut momente când am dat de persoane care au fost foarte reticente. Dar de ce? Ia uite-mă, din ce ai fost, ce ai ajuns. Adică, mi s-a spus asta? Da, sunt un prăpădit de șofer, fost și articol, un articol murdar, care nici nu vreau să îi dau titlul ziarului respectiv. Pistruiatul trăiește de pe o zi pe alta. Pistruiatul și-a vândut două mașini ca să trăiască. Adică niște mizerii, efectiv. Nu înțeleg de ce atâta răutate și modul ăsta de a privi, pentru că n-am supărat pe nimeni. A fost o șansă, n-am știut să o fructific foarte bine, a fost vina Haideți mea. Haideți să rămânem aici un pic. Cum a decurs viața dumneavoastră? Nu v-ați gândit atunci că ar fi bine să dați la actorie sau să continuați pe drumul ăsta cu facultate sau fără? De ce nu ați continuat? De ce nu ați fructificat? Dumneavoastră ați folosit o expresie interesantă, că nu am fructificat această șansă. De ce nu ați fructificat? În primul rând că aveam 13 ani, treceam în clasa 8-a. Am făcut, cum bine știți, Roșcovanul la 17 ani. Da. Tot cu Francis Munteanu. Dacă Francis Munteanu n-ar fi murit, Dumnezeu să zească și pe el, el ar fi avut în proiect Pistruiatul după eliberarea țării. Sergiu Nicolaescu era directorul unei mari întreprinderi și eu ucenic acolo, muncitor, și ne întâlneam, se relua o legătură. Adică avea el un gând foarte, foarte bun pentru continuarea Pistruiatului. Deci vreau să cumva ați construit o relație cu Francis Munteanu. Da, foarte bună. Foarte bună. Da, foarte bună. El dacă trăia, vă spun sigur, cursul meu era altul. Dar nu, în afară de această relație, nu ați cultivat în ideea de a merge să faceți actorie IATC sau cum se numea atunci? IATC. Da. IATC, nu ați mers... Nu. N-am avut nicio tragere de inimă. Niciun moment nu m-am gândit să fac actorie. Niciun moment. Nu știu. De asta spun că dacă Francis Munteanu mai trăia, cu siguranță... Acum vă pare rău că nu ați mers pe drumul ăsta? Așa, un regretam, dar în general, din tot ceea ce am făcut, chiar dacă a fost bine, chiar dacă a fost rău, m-am ambiționat să cred că a fost bine ce am făcut, cu toate că de multe ori nu a fost bine. Nu a fost bine. Nu. Ați terminat școala și ce ați făcut după școală? Am terminat școala, am plecat în armată, am făcut un an și 8 luni și din armată, unde să câștiga cel mai bine în România asta, în perioada aia, ospătar și taximetrist. În București de atunci. Normal, în București de atunci. Și am fost taximetrist vreo 10 ani, 11 ani, după care am plecat la tir, am făcut tir vreo 6-7 ani de zile și eu sunt o fire de-asta așa mai neconformistă și am avut un clinci, ca să pot să spun așa, cu un director de acolo și n-am mai vrut să mai lucrez. Și... Cu un director de unde? De la taximetrie? Nu, de la tir. De la tir, da. Și le-am supărat și le-am dat la revedere și după emisiunea că spuneați de Radu Morar, m-a invitat el la emisiune, era exact în perioada când eu am plecat de la tir. Și după emisiune a sunat un domn de la Ministerul Educației în perioada aia, Radu Morar m-a întrebat dacă vreau să fac o schimbare în viața mea. Și a zis, sunt deschis la orice schimbare, nu sunt bătut în cuie undeva. Și atunci aveți un număr de telefon, am fost întrebat dacă vreți să-l sunați. Și am sunat și mi-a zis, sunt de la Ministerul Educației, dacă vrei să lucrezi la noi. Bineînțeles, tot ca șofer. Și de atunci am lucrat la Ministerul Educației? Da, din 2004. Tot ca șofer? Tot ca șofer, da. Dar acum sunt la unitatea de management care se ocupă de proiecte europene, cu Banca Mondială, un colectiv chiar bun. Nu-i laud că nu-mi ridică nimeni salariul, stați liniștit. Și viața personală, viața personală a fost una împlinită? Nu. N-a fost împlinită? Nu. N-a fost împlinită și să vă spun și de ce, că reveneam iar la chestia aia cu părinții. Că părinții, în general, au trecut prin ce vrea îl mic să spună că a trecut și că știe tot. Ei, eu în perioada aia era adolescentul ăsta care știe tot, n-are nevoie de niciun fel de sfat și nimic mai mult. M-am căsătorit foarte devreme, la prima soție aveam 18 ani, avea 16. A venit la starea civilă cu mama, că trebuia să semneze. Da. Era gravidă și legile de atunci, ori o luai, ori te duceai unde nu e bine să te duci. Numărul 2 a fost un eșec, ca să spun așa, îmi permit ca
A fost un eșec, iar liniștea... Cât a durat prima familie? Foarte puțin. A fost contextul în care a fost. Brunan, exact perioada de armată. Când am ieșit din armată, deja ea avea altă treabă, eu altă treabă. Și ne-am despărțit. Numărul 2, eșec total și... Și a doua familie, eșec? Da, de asta am spus. Numărul 2, eșec total. Eșec total, vreo 4-5 ani a fost. Și... Bine, de fiecare dată ne-am despărțit la modul amiabil, fără, nu știu, la capitolul ăsta eu mă supăr foarte tare când cuplurile se despart și încep să-și dea vina unul pe altul. Asta e cea mai mare murdărie din punctul meu de vedere. Ne-am despărțit amiabil și am cunoscut pe numărul 3, cu care sunt și în prezent de 31 de ani, avea două fetițe, n-am ținut cont, bine, a intervenit... ca să spun așa, prietenii, colegii, mama mai ales, are doi copii, nu știi în ce te bagi, ce bine aveau copiii ăia. Și a fost foarte bine. Da, și a fost super și bine. Și e foarte bine. Da. Am și zis că dacă aș fi cunoscut-o din prima, sunt convins că viața mea era cu totul alta. Cu totul alta. Contează foarte mult. Bărbatul e bărbat, nimic de zis. Nu sunt eu filozof acum să dau lecții de viață sau de... Dar cât am fi de bărbați, fără o femeie, nu faci nimic în viață. Așa e. Poți să... Așa e. Este stâlpul, dacă vreți. Noi spunem de multe ori că suntem forța, nu? Așa femeia e forța. Ce regrete aveți? Regrete? Aș avea, dar... Nu știu, acum v-am spus, am apucat-o pe asta pe calea moșilor și vreau să merg decent. De multe ori m-a întrebat cineva când am spus că merg pe calea moșilor. Nu sunteți pe calea moșilor. Am obosit un pic, să știți. S-a obosit? Da, am obosit un pic. Am trecut prin foarte multe și așa dacă le pun cap la cap, încă îmi pare rău de anumite situații. Faptul, povestea care, mă rog, e știută și paraștiută, cu plecatul ăla în Italia, acolo, pe mine m-a îngenunchiat foarte mult. Ați plecat mentalitatea. În Italia? Pentru cei care nu știu. Da, în 86 am plecat cu o echipă de fotbal, Sportul Zențesc, ca suporter. Și am rămas în Italia, eu cunoșteam două cupluri acolo. Inițial a fost vorba să ne vedem, să ne întâlnim. Și nu știu, efectiv a fost o prostie. Și am rămas 11 luni. Și m-am întors înapoi, deci alții mureau să plece din țară. Și eu, ca un vorba colonelului respectiv, băi, pistoletul, ai fost prost de două ori. Odată că ai plecat și odată că ai venit. Ce mai vrei, e mâna ta. Și n-am avut ce să fac și de acolo mi s-a cam... personalitatea mi-a fost distrusă un pic în perioada aia. Am luat atâta bătaie încât... Ați luat bătaie în Italia? Vai, nu, când m-am întors. A, că v-ați intrat la securitate? Da. Mergeam... Cât v-ați ținut? Erați o vedetă? Nu, că ești, nu eu? Eram legat. Păi mi-a și zis, ce paștele, mă, tine, mă, trebuie să vedem la filmare aici, mă, dobitocule. Am scris când n-am scris în 12 ani de liceu, în 11 luni. Dacă nu venea revoluția, eu nu știu ce făceam. Deci 11 luni v-au ținut? Da. Nu m-au ținut. Mă duceam din două, două zile. Nu eram reținut. Și nu vă luau eram... și vă băteau? Da. La un moment dat m-a întrebat de nu știu câte ori de ce m-am întors. Și sătul de întrebarea asta, i-am spus că n-am găsit ciorbă de burtă și muzică lăutărească. M-a călcat în picioare în ziua aia. Și atunci am avut, cum să spun, curajul să spun, puteți să mă băteți cât vreți. Eu n-am plecat că mi-e scârbă de țara asta. Am plecat dintr-o prostie, dintr-o copilărie. Că eu nu m-am dus nici să cer azil politic. Efectiv, a fost o prostie din partea mea. Nici acum nu deci pot să... Deci foarte interesant. Dumneavoastră fugiți din țară în Italia... În 86. În 86, ceea ce înseamnă la câți ani? La 13 ani după ce ați făcut filmul? Da. La 13 ani. Da. Deja la 13 ani după ce ați făcut filmul, o duceați foarte rău. O duceam bine până să plec în Italia. Adică bine. Eram la taximetrie, n-aveam nicio problemă. Aveam o casă, aveam tot ce-mi trebuie. Și am plecat cu această echipă de fotbal. Până la urmă, ironia sorții e uriașă. Adică dumneavoastră jucați într-un film în care erau momentele în care comuniștii erau în ilegalitate, care luptau împotriva capitaliștilor, nu? Da. Și era preamărit până la urmă comunismul. Exact. Iar dumneavoastră, iată o imagine foarte tare aici cu Sergiu Nicolescu, care era un ilegalist, nu? Iar dumneavoastră, în viața reală, 13 ani mai târziu, sunteți luat și znopit în bătaie de comuniști? Da. N-a contat în niciun fel pentru securitate că era spistriat? Absolut deloc. Dar n-a zis, domne, știi, sunt eu ăla? Nu. Știau cine sunt.
Și dă-i și omoară. În momentul când a venit acest colonel, n-am să-l uit, Ionescu Mircea îl chema, cred că e mor de mult, mi-a zis, măi, Pistruiatule, tu ai impresia că noi suntem aici pe platou de filmare? Și am zis, nu cred niciun moment treaba asta. Deci mergeam din două în două zile. Din două în două zile mă duceam și trebuia să dau declarație ce am mâncat, ce am făcut, unde am fost, cu ce mașină m-am plimbat și toată, vă spun, deci nu a fost o perioadă îngrozitoare pentru mine. Vă rog să mă credeți. Din perioada aia s-a mai dat Pistruiatul la televizor după fuga dumneavoastră? Nu, a dat-o pe mama mea afară, de la servici. A dat afară, la servici. Da, da. Deci nu mai nenorocie. I-a desfăcut contractul de muncă, iar eu am vrut să mă angajez inclusiv, cum să zic, nu că jignesc meseria, să fiu gunoier, șofer pe o mașină de gunoi. Am zis că acolo nu deranjez pe nimeni. Și nu v-a lăsat? Am vorbit, urma să mă angajez și a doua zi când m-am dus, mă rog, domnul cu care am vorbit, mi-a zis că nu se mai poate, că s-a ocupat postul. Am încercat în altă parte, tot așa s-a întâmplat. Am avut vreo de șapte... Nici la gunoierul v-au primit? Nu, nu. Și până la urmă ce ați făcut? A venit Revoluția. Pe și totuși, adică a stat 2 ani de zile fără loc de muncă? Da, am desenam. Aveam o prietenă la medicină și desenam foarte bine eu în perioada aia și făceam pentru studenți caiete pentru mușchi, mâini, ce vroia eu să le fac. Și din asta străit? Da, 400 de lei deci făceați, primeam. Deci făceați pe un caiet? Pe un caiet? De desen, 400 de lei primeam. 400 de lei pe ce? Pe caietul ăsta desenat. Și cât dura să faceți un caiet? Cam o săptămână. Bun, 400 de lei. Într-o săptămână da. Trăiați cu banii, nu? Da, trăiam. Și mai făceam taxi fără... Aveam mașina mea. Aveam cunoștințe, prieteni, pe la baruri, pe la restaurante. Mă duceam, îi așteptam, îi luam, îi plimbam. Și a venit Revoluția. Dacă nu venea Revoluția... Am avut și armă la Revoluție, am fost și... Ați fost, fost pe stradă. Ați fost pe stradă? Da, am fost pe stradă. N-am cerut niciun drept, n-am cerut absolut nimic. Vă mai recunoșteam numai la Revoluție? E Pistruiatul pe stradă? Da, 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 păi chiar m-a oprit, mergeam cu mașina și aveam un număr de ăsta mai scurt și au crezut că sunt 2B992 aveam, da? Și au zis că sunt de unde sunt. Chiar au vrut să mă bată, chiar la Romană, la Hotel de Romanți. Cineva a zis, bă, sunteți idioți, ăsta-i Pistruiatul din filmă, boilor, lăsați-l în pace. M-a ajutat de multe ori chestia asta cu Pistruiatul, chiar și acum rămân surprins, chiar săptămâna trecută, și îi mulțumesc, nu știu cum îl cheamă pe acel agent de poliție, am făcut stânga la Dimitrov și n-am văzut că e roșu. Dar nu l-am văzut, nu că am trecut eu că vreau să trec. Ei, se întâmplă. Și am trecut pe roșu, imediat m-a oprit, actele... I-am dat actele, s-a uitat la mine, știți ce ați făcut? Da, am trecut pe roșu. Bine, dați-mi și mie un autograf, vă mulțumesc din suflet, să știți că am vrut să vă cunosc. V-a recunoscut da, fără să-i spuneți nimic? Da, m-a recunoscut, da, nu a zis absolut nimic. Și asta pentru mine a contat foarte mult acel om, pentru că avem așa de multe legi, eu nu fac politică, dar m-am lovit de niște situații din astea atât de, fără sens, efectiv, fără niciun sens. Nu se gândește, nu știu ce să zic. Repet, nu vreau eu să par acum, nu știu cum. Sunt dezamăgit în anumite lucruri, așa, sunt, da. Sperăm să fie bine, că poza asta cu Nicolaescu am văzut că s-a purtat foarte mult în ultimul.